Bogdan Diaconescu este audiat în aceste momente la Constanța. Fostul realizator de televiziune este bănuit de relații sexuale cu două adolescente minore, surori gemene. Codul roșu de viscol a blocat județele Moldovei. Peste 2000 de oameni surprinși de zăpadă au fost ajutați de echipajele de urgență. Și analiștii atrag atenția că economia încetinește. Încasările sunt mai mici, iar bugetul de stat are deja o gaură de 20 de miliarde de lei. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Fostul realizator de televiziune Dan Diaconescu a fost ridicat de polițiști din locuința lui din București și dus pentru audieri la Constanța într-un caz în care se fac acuzații de act sexual cu minori și folosirea prostituției infantile. Diaconescu ar fi plătit, spun surse din anchetă, pentru a avea de mai multe ori relații intime cu două adolescente, gemene, minore și ar fi căutat o fată căreia să-i cumpere virginitatea. În direct în fața jurnaliștilor, Dan Diaconescu nu a comentat acuzațiile, iar avocatul lui a negat bănuielile. Atenționează detalii care vă pot afecta emoțional. Domnule Diaconescu, cum comentați suspiciunile, domnule Diaconescu? Senzațional și în direct, cum îi plăcea să spună, Dan Diaconescu a fost ridicat din vila lui din cartierul Primăverii din București, după ce până atunci polițiștii biroului de investigații criminale din Constanța i-au percheziționat 7 ore casa. Când au descins ofițerii, fostul om de televiziune era acasă cu soacra și soția. Dan Diaconescu a fost găsit într-o încăpere mică pentru haine, unde se refugiase din dormitor. Este acuzat de act sexual cu un minor în formă continuată și folosirea prostituției infantile, la fel, în formă continuată. L-am întrebat și a spus că nici vorbă de așa ceva. Urmează să ne lămurim, să vedem, să ni se prezinte și probele. Anchetatorii spun că faptele de care este acuzat Dan Diaconescu s-ar fi întâmplat în 2020 și în 2021. În acea perioadă, fostul om de televiziune ar fi plătit să întrețină relații intime în București și în Constanța cu o fată despre care știa că este minoră. La fel ar fi procedat și cu sora geamănă a acesteia, în vârstă de 15 ani și 4 luni la acea vreme. Au legături cu minore, domnul Diaconescu, ar putea fi motivate aceste bănuieli? Niciodată. Niciodată. Anchetatorii spun că Dan Diaconescu ar fi încercat să găsească și o fată minoră căreia să-i cumpere virginitatea. Una dintre adolescentele pe care le-ar fi plătit pentru sex l-a păcălit însă. I-a spus că a găsit ce caută, l-a filmat și ulterior l-a șantajat cu imaginile. Din vila fostului om de televiziune au fost ridicate de poliție telefoane și laptopuri. Urmează ca, eu știu, echipamentele electronice să fie expertizate potrivit legii și să vedem care va fi rezultatul acestor percheziții informatice. Ancheta care îl vizează pe Dan Diaconescu este făcută de parchetul de pe lângă judecătoria Constanța. Dan Diaconescu a părăsit vila din cartierul Primăverii însoțit de o escortă a poliției din Constanța, care a avut misiunea de a-l duce în fața anchetatorilor pentru a da explicații în legătură cu suspiciunile care planează împotriva lui. Domnule Diaconescu, au motive să fiți bănuit de relații cu minore? Dan Diaconescu este creatorul OTV, o televiziune de apartament care în anii 2000, în momentele sale de glorie, reușea să adune câteva sute de mii de telespectatori pe seară. Cine ar putea uita aparițiile lui alături de personaje precum Tolea Ciumac sau Magda? Dan Diaconescu în direct a atins celebritatea odată cu deschiderea anchetei penale legată de moartea Elodiei Ghinescu, ucisă de soțul ei, polițistul, la acea vreme Cristian Cioacă. Felul în care trata subiectele de presă, încălcările frecvente ale vieții private, dar și ale regulilor electorale, au dus la închiderea în două rânduri a OTV, odată în 2002, apoi definitiv în 2013. Celebritatea l-a făcut pe Dan Diaconescu să viseze și la o carieră politică. A creat un partid, PPDD, și a încercat să devină deputat, europarlamentar și chiar președinte. În cazul în care nu mergem la pușcărie, mergem direct la președinție. A eșuat de fiecare dată, iar partidul său a dispărut din politică după ce a reușit să trimită în Parlament mai mulți reprezentanți. Spectacolul din viața lui Dan Diaconescu a continuat totuși. În 2012 a câștigat licitația prin care era scos la vânzare combinatul Old Kim, pe care afirma că vrea să îl salveze. Aș vrea ca acești bani, dacă vi vom plăti în această seară sau mâine, să ajungă direct la salariați. Dan Diaconescu s-a plimbat la acea vreme prin București cu pungi pline de euro, dar cele 45 de milioane de euro promise nu au ajuns la stat, iar guvernul Victor Ponta a anulat tranzacția. 3 ani mai târziu, în martie 2015, Dan Diaconescu a fost condamnat definitiv la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru șantaj, după ce a cerut unui primar din Arad 200.000 de euro ca să nu dezvăluie opiniei publice informații compromițătoare despre el. Fostul realizator de televiziune a ieșit însă mai devreme din penitenciar, după doar 2 ani și jumătate.
Regele audienței liber! Doamne ajută! Dacă acuzațiile de acum se vor dovedi adevărate, Dan Diaconescu riscă să ajungă din nou în închisoare. La pedeapsă îi se va adăuga și perioada din condamnare pe care nu a mai executat-o, adică aproape 3 ani. Adolescentul de 16 ani care și-a atacat profesoara cu un cuțit de bucătărie a fost arestat preventiv pentru o lună de zile. O măsură mai blândă ar fi însemnat un pericol odată cu întoarcerea lui la școală. Au motivat procurorii cererea potrivit unor surse. La audieri s-ar fi aflat că minorul ar fi luat cuțitul de acasă și l-ar fi cărat mai multe zile în ghiozdan. Ba chiar ar fi plănuit atacul căutând pe internet informații despre pedeapsa pe care ar putea să o primească. Atenționează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Anchetatorii au refăcut minut cu minut incidentul produs la ora de limba japoneză de la Liceul Ion Creangă din București. Băiatul ar fi atacat-o pe profesoara care tocmai le dădea un test în care aveau de tradus 4 propoziții când a ajuns în dreptul băncii lui. Reacția tinerei de 26 de ani ar fi fost rapidă și calmă, spun surse apropiate anchetei. Dascălul a reușit chiar să ia cuțitul adolescentului fără să-i sperie pe ceilalți copii. La o zi de la incident, profesoara de japoneză a revenit la catedră după ce a discutat cu directoarea liceului și a transmis că își dorește să se întoarcă la elevii săi. Între timp, adolescenții care au fost martori la incident vor primi consiliere psihologică la liceu. De asemenea, și profesorii care vor cere acest lucru vor putea fi consiliați, a transmis inspectoratul școlar al municipiului București. La audieri, elevul ar fi declarat că a pierdut o bursă de studiu în Statele Unite, iar asta l-ar fi deprimat. Ar fi căutat inclusiv care este infracțiunea cu cea mai mare pedeapsă pe care cineva o poate primi în țara noastră. De pe internet a aflat că este vorba de omor. Anchetatorii spun că băiatul ar fi purtat cuțitul în ghiozdan mai multe zile la rând înainte de incident. Dumneavoastră știați că pleacă cu acel cuțit de acasă? Se simte copii, știați că are un cuțit asupra lui la școală? De aici rezultă, susțin procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, că băiatul și-a făcut planuri în legătură cu modul în care urma să acționeze. Lovind victima cu o armă cu potențial letal într-o zonă vitală, rezultă că inculpatul a acceptat că acțiunile sale pot duce la decesul victimei. În plus, pentru că a purtat și a folosit un cuțit într-o instituție de învățământ cu care ulterior și-a atacat profesoara, băiatul a provocat teamă, indignare și insecuritate în rândul colegilor de clasă și a tulburat ordinea și liniștea publică. Judecătorii au acceptat într-un final propunerea de arestare preventivă pentru o lună de zile, pentru că, spun surse din rândul anchetatorilor, întoarcerea în colectivitate a adolescentului ar fi putut reprezenta un pericol. Pe parcursul anchetei, tânărul urmează să fie supus și unei expertize psihiatrice. Iarna s-a dezlănțuit în Moldova cu un cod roșu de viscol în județele Iași, Botoșani, Suceava și Neamț. Oamenii au fost alertați prin sistemul RoAlert să nu plece la drum. Și Ministerul de Interne a anunțat aseară că închide circulația în zona Botoșani și Iași. Peste 2000 de persoane au fost scoase din ămeți, unele abia astăzi. Iar autoritățile au făcut tot ce le-a stat în putință ca să ajungă la cei care aveau nevoie urgentă de medic. Furtuna de zăpadă a lovit cel mai rău în județele Iași și Botoșani. Șoferii surprinși în mijlocul urgiei și-au abandonat mașinile și au căutat adăpost. Alții au cerut ajutor să fie scoși. La intervenții a ajutat inclusiv armata. Iulian, dă-o de acolo, că a scos urcii ăsta. Vântul a bătut cu până la 85 de km pe oră și a viscolit zăpada. Salvatorii au fost nevoiți să intervină în condiții de vizibilitate zero. Singurele care au răzbit au fost utilajele cu șenile. Mai mulți pacienți aveau nevoie să fie duși la dializă, altfel riscau să-și piardă viața. O pacientă de 53 de ani din Botoșani a fost dusă la dializă cu utilajul cu șenile după o misiune ce a durat peste 10 ore. Alt pacient din Iași, dependent de oxigen, a cerut și el ajutorul. Iată cum a arătat drumul echipei de intervenție până la el. Un pacient din Vaslui, de 28 de ani, la care nu a putut ajunge ambulanța, a fost dus cu tractorul primăriei până la echipaj. O gravidă a adus pe lume o fetiță sănătoasă acasă, ajutată de o moașă și asistată prin videocall de un asistent de la ambulanță.
Nu cumva să tai cordonul, că o să te învăț exact ce să faci. Copilul este ok, el mișcă foarte bine. Învelește-l copilul, dacă nu, intră în hipotermie. Ia să-l văd cum arată. De la față. Da, e bine. Asistentul a îndrumat pas cu pas moașa cum să taie cordonul umbilical. Lega extrem de strâns și extrem de puternic, pentru că știi ce se întâmplă? Când vei tăia de la mijloc, nu mai are voie să curgă sânge pe acolo. Pe la cât a început travaliu? Cu 7:30 seara, 8, așa. Domnul asistent dădea recomandări? Da. Pentru noi minutele contau, nu știam cine avem și cine e la capătul celălalt, cât poate să facă, dar dânsa a reușit practic această minune. Nevoit, acest grup, printre care se numărau și copii, a plecat noaptea pe jos cu trolerele prin zăpadă către aeroportul din Iași. 5 curse externe au fost însă anulate din cauza vremii. Aeroportul din Suceava a fost închis complet. Pe lumină, mașinile abandonate abia se mai zăresc în zăpada troienită. Inclusiv această mașină de teren a poliției a rămas prinsă între blocurile de gheață. În Botoșani, pompierii le-au dus ceai celor care și-au petrecut noaptea în coloana de mașini înzăpezite. Femeile și copiii din aceste mașini au fost duși la adăpost după ce au stat peste noapte în vehicule. Zăpada continuă să fie mare pe drumurile din Moldova, iar des zăpezirea se face greu cu excavatoare ori cu freze. Conform ANM, stratul de zăpadă atinge până la 35 de centimetri în zonele joase, iar spre munte ajunge chiar și la un metru. Dar acolo unde viscolul a depus zăpada, stratul e mult mai mare. Acest bărbat din Iași încearcă să-și găsească mașina acoperită de nămeți. N-avem cum să ajungem, pur și simplu, trebuie să venim cu lopeți. Din cauza vremii s-a blocat inclusiv drumul european E85 în județul Neamț, lângă Roman. Coloana de mașini s-a întins pe 6 km, iar unii șoferi au așteptat în vehicule și 12 ore. Cosmin Stan a ajuns în zona unde iarna este întoi și ne spune ce probleme mai sunt în acest moment. Bună seara, Cosmin! Bună seara! Chiar dacă vijelia s-a mai potolit deocamdată, situația e departe de a fi revenit la normal. Sunt în continuare toate drumurile naționale închise în județul Botoșani și alte 14 drumuri naționale rămân închise în județele învecinate Iași, Suceava și Neamț. Cele pe unde s-a redeschis, s-a reluat circulația, nu sunt tocmai în cea mai bună stare. Vedeți și dumneavoastră, aici suntem pe drumul județean 248 între Vaslui și Iași. Circulația se desfășoară, dar se desfășoară cu dificultate în condiții de iarnă, pentru că vedeți ce nămeți au fost până de curând pe acest drum și sunt în continuare mașini rămase pe marginea drumului, mașini abandonate, așa că utilajele de dezăpezire nu au putut să curețe în totalitate partea carosabilă. De asemenea, în urmă cu doar câteva minute a fost deblocat un tir care rămăsese pe un banc de zăpadă pe acest drum la câteva sute de metri mai jos și din cauza lui, pentru că a stat acolo vreme de vreo 3 ore până a venit cineva să-l ajute să iasă din nămeți. Alte 10 de tiruri sunt blocate în capătul drumului și urmează probabil să sosească în curând pe aici, să-și continue drumul către Iași. Să nu uităm că zona este în continuare sub avertizare de cod portocaliu până în această seară la ora 22, așadar sunt așteptate în continuare ninsori și de asemenea meteorologii spun că jumătatea nordică a țării este sub un cod galben, tot de ninsori, până mâine la ora 12. Vestea bună este că în weekend vremea se face mai bună. Atât deocamdată, la revedere! Cosmin, mulțumesc! Polițiștii care l-au ridicat pe un suspect i-au cerut să închidă live-ul. Fanii au văzut în direct un individul este înconjurat de trupele speciale. Continuarea în câteva momente. Știu că pot să contez pe dumneavoastră pentru a duce Rusia la rațiune, i-a spus președintele francez Emmanuel Macron omologului său chinez Xi Jinping. Cele două țări au capacitatea și responsabilitatea de a proteja pacea mondială, i-a răspuns liderul de la Beijing. Președintele chinez cere reluarea discuțiilor de pace care să oprească războiul din Ucraina cât mai curând posibil. Șefa Comisiei Europene, de asemenea în vizită la Beijing, a spus că l-a îndemnat pe Xi Jinping să vorbească nu doar cu Putin, ci și cu președintele Ucrainei. M.
Emmanuel Macron a fost primit cu onoruri militare la Beijing înaintea convorbirilor cu Xi Jinping în Marea Sală a Palatului Poporului. În declarațiile de început, în prezența presei, Macron a spus că dorește angajarea Chinei într-o responsabilitate comună pentru pace în Ucraina. Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Et nous y reviendrons dans le détail, mais nous avons besoin de retrouver une paix durable, c'est-à-dire une paix qui respecte les frontières internationalement reconnues et qui évite toute forme d'escalade. 国际形势变乱交织，坚持稳定、互惠、开拓、向上的中法全面战略伙伴关系大方向，践行真正的关于乌克兰危机，中方坚持劝和促谈，避免采取使危机进一步恶化甚至失控的行动。 Dincolo de chestiunile globale, războiului Rusiei în Ucraina, dar și tensiunile în jurul Taiwanului, președintele Macron a sosit la Beijing preocupat de agenda internă a Franței, în primul rând de legăturile comerciale și economice. Cei doi lideri au asistat la semnarea unor multiple acorduri comerciale și de cooperare. Beijingul își dorește ca țările europene să-i fie parteneri comercial puternici pentru a-și consolida creșterea propriei economii, dar și pentru că legăturile economice profunde înseamnă mai puține critici din partea Occidentului. On arrive à obtenir des résultats lorsqu'on est respectueux mieux que quand on donne des leçons. Et nous avons sans doute à cet égard le même tempérament et la même conscience profonde, mais nous savons nos différences et nous les abordons avec respect, conviction et amitié. Pe de altă parte, dacă Macron joacă oarecum rolul polițistului împăciuitor, șefa Comisiei Europene, care se află la Beijing la invitația președintelui francez, pare, în luările sale de poziție, polițistul cel rău. Ursula von der Leyen a avertizat recent că Europa trebuie să-și reducă riscul relațiilor cu Beijingul. I did emphasize in our talks today that I stand firmly behind President Zelensky's peace plan. I also welcomed some of the principles that have been put forward by China. This is notably the case on the issue of nuclear safety and risk reduction. We also count on China not to provide any military equipment directly or indirectly to Russia. Seara, șefa executivului de la Bruxelles s-a alăturat unor convorbiri între ei și a luat parte la dineul de stat oferit de Xi Jinping înalților săi oaspeți din Uniunea Europeană. Dacă Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen au vorbit despre pace la Beijing, de la Kremlin s-a transmis că până acum nu există perspective pentru o reglementare pașnică a conflictului din Ucraina. Șeful miliției Wagner susține că luptele continuă la Bahmut și că nu sunt semne că apărătorii ucraineni ar abandona fortăreața din est. Zăpada topită și terenul mocirlos fac improbabilă o ofensivă ucraineană în următoarele săptămâni. Ar putea avea loc abia în luna mai, potrivit evaluării Institutului American pentru Studiul Războiului. Până atunci, cele două tabere se duelează cu artileria. 3. We are told that Russian lines are just 1 kilometer from here. We're hearing occasional shelling. Coming up in 30 seconds. 30 seconds, okay. Imediat în spatele tranșeelor, ucrainenii își verifică tancurile. Sunt unele din epoca sovietică, model T-64. Ma може зробити зараз, зв'язавшись, прив'язав, поміняв, закинув, поїхав. А іномарку надо їхати, тому що там електроніка, блоки, настройки. А так ні. Tractoare ce vor fi înlocuite curând cu tancuri moderne, dar și alte tipuri de blindate livrate de aliați. Ieri, în cursul vizitei la Varșovia, președintele Zelensky a inspectat unele dintre aceste mașini de luptă. Forțele ucrainene nu se retrag din Bahmut, susține șeful miliției Wagner, Evgeni Prigojin, care anunță că luptele continuă în partea de vest a orașului în ruine. Însă președintele Zelensky a sugerat pentru prima dată că apărătorii ucraineni s-ar putea retrage cedând Bahmutul dacă riscă să fie înconjurați. Там дуже-дуже складна історія, щоденно дефіцит. То є успіх в якихось блоках Бахмута. Ми йдемо вперед. Або його немає, і ми знов відходимо на позиції. Але
ми знаходимося в Бахмуті і ворог не контролює Бахмут. Vladimir Putin s-a întâlnit cu liderii pro-ruși ai celor patru regiuni ucrainene anexate de Rusia astă toamnă. Уйбышевский Киев. Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Ну, безусловно, в повестке сейчас. Ну вот они своих не жалеют. Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Поэтому наша задача, конечно, отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб. Ieri Putin a primit ambasadorii unor țări străine care și-au prezentat scrisorile de acreditare și le-a spus noilor ambasadori ai Statelor Unite și Uniunii Europene că țările pe care le reprezintă sunt responsabile pentru o deteriorare dramatică a relațiilor de când Rusia și-a trimis forțele armate în Ucraina. Подчеркну, Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений кому бы то ни было. Nimeni n-a aplaudat, deși liderul de la Kremlin a făcut o pauză intenționată ca să le dea ocazia să facă asta. Благодарю вас за внимание. Все. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Все хорошо. All the best. În țară, liberalii vor să le propună colegilor de coaliție comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare care se vor desfășura anul viitor. Avem explicații imediat. O româncă de 27 de ani din Tulcea a fost ucisă în Irlanda, iar poliția îl caută pe criminal. Trupul femeii, mama patru copii, ar fi fost găsit de prietenele ei. Fusese înjunghiat, iar anchetatorii încearcă să dea de urma unui suspect surprins de camerele de supraveghere când intra în apartamentul victimei. Tânăra plecase în Irlanda cu un român cu care trebuia să se căsătorească în acest an, în septembrie. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit rudelor, tânăra a ajuns în Irlanda cu actualul partener în urmă cu 3 săptămâni. Familia din România avea grijă de cei 4 copii ai victimei dintr-o căsnicie anterioară pe care îi lăsase acasă. Tânăra a fost găsită moartă în apartamentul în care locuia în Limerick. A intrat peste ei un bărbat și nu știu. Sora dumneavoastră cu ce se ocupa în Irlanda? Știți cumva? Nu, chiar nu știu, știe bărbatul. Deocamdată nu se știe cu cine era femeia în apartament în momentul în care a fost atacată și înjunghiată. O cameră de supraveghere montată pe holul clădirii a surprins un bărbat care a intrat în locuința ei. Ucigașul a înjunghiat-o, după aceea s-a dus chiar lângă bloc. După ce a omorât fata, s-a spălat pe mâini și ucigașul este bandajat la mână. Am văzut-o de 2 ori pe scări, când am coborât la cumpărături. Mama spune că după incident a fost sunată de iubitul tinerei care i-ar fi spus că fata ei a murit și că trebuie să vină în Irlanda pentru a întocmi actele. Eu știam că stau la soacă-ta la Germania. Dumneavoastră nu știați că fata dumneavoastră este în Irlanda? Nu știam, doamnă, nu știam nimic, dar ea cu bărbașul a plecat acolo, nu știam nimic. Am vorbit cu ea câteva vorbe, dar nu mi-a zis că este în Irlanda. Polițiștii irlandezi au deschis o anchetă și îl caută pe criminal. Într-un răspuns pentru știrile ProTV, poliția a transmis că a numit un ofițer de legătură cu familia, care va fi ținută la curent cu stadiul cercetărilor. Limerick, orașul în care a fost ucisă românca, este al treilea ca mărime în Irlanda și are o rată moderată a criminalității, însă una ridicată a vânzării și consumului de droguri. Cei care locuiesc în zonă sunt șocați de cazul româncei ucise. A lot of young family live around this area and everybody is shocked. I like to see whoever, you know, the criminal did that. I hope police will arrest him very soon. Polițiștii irlandezi îi roagă pe toți cei care pot oferi informații sau imagini în legătură cu incidentul să le transmită anchetatorilor. Trupele speciale ale poliției l-au imobilizat pe un bărbat din București, în timp ce fanii lui îl urmăreau live pe internet. Individul de 29 de ani a uitat de limite și de legi și s-a filmat aruncând pe geam diferite obiecte de mobilier sau mergând dezbrăcat prin magazine. În loc de faimă s-a ales un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru amenințări după ce a fost violent cu vecinii. Mâine la vedere! Închide live!
Aceste imagini cu polițiștii de la Serviciul de Acțiuni Speciale care imobilizează un bărbat au fost transmise în direct pe internet. Individul își teroriza vecinii de luni de zile încercând să devină faimos pe rețelele de socializare. Păi să nu vină cineva, să-i dă la cineva în cap. Astfel de provocări periculoase în care arunca pe geam cu diferite obiecte erau doar o parte din activitățile ilegale pentru care este cercetat acum bărbatul. Luna trecută, același individ s-a filmat mergând dezbrăcat printr-un magazin alimentar, iar lucrurile s-au complicat și mai tare pentru el din punct de vedere penal în momentul în care a devenit agresiv cu vecinii săi. De vreo 7-8 luni, cam așa. Este uneori agresiv, odată aruncat cu un dulap, odată cu televizorul. După ce a stat peste noapte în arestul secției 21, individul a fost dus în fața procurorilor sectorului 6. De ce a aruncat televizorul pe fereastră? A fost o provocare? Nu, doamnă, și de ce le arunca pe geam? Magistrații au decis să-l placeze sub control judiciar. Dacă va fi găsit vinovat pentru tulburarea ordinii publice și amenințări, riscă închisoarea sau o amendă. Psihologii spun că se confruntă tot mai des cu astfel de cazuri. În anumite situații, creierul nostru nu face diferența dintre virtual și real. Vorbim și de fapte de natură penală. Ei nu se gândesc la lucrurile astea, ei rămân ancorați în plăcerea pe care o simt în momentele alea, în satisfacția pe care o primesc și sunt lucruri pe care le primesc imediat. Polițiștii le recomandă mai ales părinților să monitorizeze atent activitatea copiilor pe internet, întrucât au fost cazuri când anumite provocări le-au pus acestora viața în pericol. 6 români au ajuns în topul miliardarilor în dolari de pe planetă, conform noului clasament făcut de Forbes. Cel mai bogat român este fostul tenismen Ion Țiriac, cu avere de 2 miliarde de dolari. El ocupa astfel locul 1516 în topul bogaților lumii. Următorul pe listă este Dragoș Pavel, cofondatorul celui mai mare retailer de bricolaj din România. Daniel Dineș, fondatorul UiPath, se află pe locul 3 cu avere de 1,6 miliarde de dolari, în scădere față de anul trecut. În clasament se află și doi profesori universitari stabiliți în Statele Unite, Ion Stoica și Matei Zaharia. Ultimul pe listă, cu avere de 1,1 miliarde de dolari, este Adrian Pavel, fratele lui Dragoș Pavel. Împreună, cei 6 miliardari ai României au avere de 8,8 miliarde de dolari. O gaură în buget de 20 de miliarde de lei și firme care achită tot mai greu dările către stat, liderii coaliției caută urgent soluții pentru a aduce mai mulți bani în vestierie. Politicienii vorbesc abia acum și de cheltuirea chipzuită a banului public, iar în unele scenarii au în calcul chiar înghețarea salariilor pentru bugetari și tăieri de sporuri. Ministerele trebuie să economisească benzină și să taie din achiziții. Mai mult, guvernul a năsprit regulile pentru plata eșalonată a datoriilor către stat. Pentru a acoperi cele 20 de miliarde de lei lipsă, liderii coaliției au început să vorbească despre diferite variante de reducere a cheltuielilor la stat. Trebuie făcute reforme în ANAF. Sporurile deja câștigate trebuie trecute în anvelopa salarială. Aici este vorba doar de chibzuiala cheltuielilor la bunuri și servicii, la alte cheltuieli care pot fi făcute. Au fost cerute economii la achiziția de mașini și de benzină, în vreme ce coaliția încă se gândește dacă de la 1 mai vor fi înghețate salariile bugetarilor, odată cu stoparea angajărilor. Interzicerea cumulului pensie, salariul la stat, este din nou adusă în discuție. Reduse ar putea fi și posturile de membri ai consiliilor de administrație, acei reprezentanți ai statului în companii, împreună cu indemnizațiile lor, care acum pot depăși leafa președintelui țării. Măsurile nu sunt suficiente pentru a acoperi deficitele, spun economiștii, care vorbesc de reducerea posturilor la stat și de digitalizare ca posibile soluții. Economia va avea un ritm de creștere ceva mai mic decât anul trecut. Automat acest lucru duce la o creștere mai mică a veniturilor. Inflația se va reduce, care înseamnă iarăși un venit mai mic la bugetul de stat. Deja sunt semnale de alarmă. În primele 3 luni din an, ANAF a strâns din taxe și impozite 83,5 milioane de lei, cu aproape 3 miliarde sub nivelul estimat, deși peste nivelul din 2022. Dintre sectoarele care aduc cei mai mulți bani la buget, comerțul, extracția de petrol și gaze și imobiliarele trag în jos încasările la buget în primele 2 luni ale anului, potrivit datelor ANAF citate de hotnews.ro. Pe măsură ce cresc prețurile, comercianții, practic companiile din acest sector, sunt obligate să lucreze cu marje mai mici. Ori lucrul acesta se traduce practic în profit mai puțin și atunci și impozit pe profit mai puțin de plătit la stat. Atâta timp cât nu se iau niște măsuri tranșante, nu fac altceva decât să limeze căutarea unor soluții.
Pentru a încasa urgent banii la buget, guvernul a stabilit că nu mai pot fi eșalonate la plată accizele, taxele reținute la sursă și cele din jocuri de noroc, în vreme ce dobânda pentru întârzieri se dublează. Coaliția de guvernare ar putea decide comasarea alegerilor programate anul viitor. Liberalii caută deja o soluție legală, astfel încât să fie redus numărul scrutinelor care ar trebui să se desfășoare în 2024, europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Liderii PNL le vor propune partenerilor din PSD și UDMR ca alegerile locale și parlamentare să fie organizate simultan. Liberalii au discutat despre comasarea alegerilor în ședința biroului politic al partidului. Potrivit liderului PNL, Nicolae Ciucă, sondajele pe care le-au făcut pe această temă arată că românii și-ar dori într-un procent mare reducerea numărului de alegeri. Activitatea concretă, guvernamentală, administrativă și locală și centrală va fi ocupată cu desfășurarea acestui număr foarte mare de alegeri. Ca atare, dacă va exista posibilitatea, subliniez încă o dată, legală, ca aceste alegeri, numărul acestor alegeri să fie redus, vom veni cu o propunere, o vom discuta inclusiv în coaliție. Socialdemocrații ar putea să nu fie prea ușor de convins, cu atât mai mult cu cât PSD ar fi în avantaj dacă toate alegerile sunt organizate la termenul stabilit. Asta pentru că în acest moment stă mai bine în sondaje decât PNL și are un număr mai mare de primari decât au liberalii. Prin urmare, eventualele rezultate bune la alegerile locale și parlamentare le-ar crește șansele și pentru scrutinul prezidențial. Șeful PSD, Marcel Ciolacu, aflat în vizită pe șantierul autostrăzii A7 în Buzău, nu a exclus însă o discuție pe tema dorită de liberali. Nu cred, sincer, că în acest moment pe agenda de lucru sau de priorități ale românilor este comasarea alergilor. Cred că mai important e ce se întâmplă în spatele meu, autostrada Moldovei. Cred că mai important, în primul rând, este să găsim soluții pentru prețurile la produsele alimentare și, la un moment dat, cum e normal, politic vom lua decizii și în ceea ce privește comasarea alegerilor. Cei din opoziție nu doresc schimbarea datelor pentru alegeri. Ei știu foarte bine că este și neconstituțional, există decizii anterioare pronunțate pe tema asta, știu că este și anormal să votăm în același timp pentru orașele noastre, pentru primării și în același timp pentru ce se întâmplă la nivel național. 6 buletine de vot ar fi o nebunie. Decizia finală se va lua după negocieri în coaliție. Vești aparent bune pentru elevii de clasa a 12-a care au participat la simularea examenului de bacalaureat. Sunt mai mulți cei care au primit note peste 5 la 3 probe din 4 față de anul trecut. Totuși, numărul celor cu note între 5 și 6 este uriaș, așa că mulți elevi vor merge la meditații private intensive. Puțin norocoși pot face pregătire suplimentară în școală pentru care profesorii nu sunt plătiți. Elevii de clasa a 12-a au aflat rezultatele la simulare cu o zi înainte de vacanță. Am Andreea! Ia spune, Andreea, cum a fost? Nu m-am pregătit la română, dar subiectul a fost ușor. La matematică am luat o notă destul de mare. Și la română? 5. La nivel național, notele de peste 5 la limba română au fost cu 11% mai multe decât în 2022. 295 de elevi au luat 10. La proba obligatorie au fost peste 1500 de note de 10. Totuși, la ambele probe, cele mai multe rezultate au fost între 5 și 6. Eu am luat 9 la matematică, 8,40 la română și, din păcate, o notă mai mică la biologie, 6,60. Media mea a ieșit 8. La matematică, examenul este destul de dificil. Fiecare părinte a putut primi, prin intermediul copilului, și o copie a testului de evaluare. La biologie, 6,90, la mate, 7,60. La biologie nu m-am pregătit destul, dar zic că a fost destul de ok. Lacunele observate cu ocazia simulărilor pot fi compensate, spun profesorii, dacă elevul lucrează individual în fiecare zi câte una dintre variantele de subiecte publicate de Ministerul Educației, pentru fiecare materie. Evaluarea națională începe pe 19 iunie, iar de pe 26 iunie sunt probele scrise ale bacalaureatului. Teoretic e timp destul, dar specialiștii în educație sunt de părere că ar fi deosebit de util ca aceștia să mai dea încă o testare scrisă în condiții de examen până atunci. De fapt, în afară de simulările naționale, unele școli mai dau câteva teste scrise de antrenament. S-au văzut rezultatele, a crescut nivelul față de ultima simulare pe care am dat-o noi pe la începutul lunii martie. Există câte o oră de pregătire suplimentară la clasă.
Vorbim despre așa zisele meditații la clasă, pe care unii dascăli le țin în afara orarului și doar dacă doresc, pentru că e muncă voluntară. Între timp, prosperă meditațiile private, care costă între 80 și 200 de lei pe ședință. În vacanță s-ar putea maxim să dublez un pic ședințele și pe lângă asta o să trebuiască să mai învăț foarte mult și la informatică, că eu urmează să intru în armată după liceu. Anul trecut, 75,2% dintre candidați au promovat bacalaureatul, cel mai bun rezultat din ultimii 13 ani. România va pierde aproximativ 2,1 miliarde de euro din cele 29 de miliarde puse la dispoziție prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Tăierile, spun oficialii, sunt firești, vin ca urmare a creșterii economice peste așteptări înregistrată de țara noastră în 2021 față de 2020. În mod surprinzător, cei mai mulți bani vor fi tăiați din proiectele de la sănătate, energie și mediu. Teoretic, peste 1 miliard de euro ar putea fi recuperați din alte programe de finanțare. Asta dacă autoritățile se mobilizează și trimit proiectele de finanțare Comisiei. Ministerele au propus programele la care pot renunța și, în mod bizar, având în vedere starea sistemului de sănătate, cei mai mulți bani ar urma să fie tăiați din acest domeniu, aproximativ 400 de milioane de euro. Din aceste fonduri ar fi trebuit modernizate, dotate cu echipamente extinse și reabilitate 10 ambulatorii din întreaga țară. 30 de milioane de euro erau destinate doar pentru aceste investiții. Tot de la sănătate se va reduce de la 3.000 la 2.000 numărul cabinetelor medicale și de la 119 la 50 al celor de planificare familială, destinate să sprijine familiile din zonele vulnerabile, astfel încât să fie evitate, de exemplu, nașterile în rândul adolescentelor. În plus, nu va mai fi finanțat prin PNRR sistemul de telemedicină. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene susține că banii tăiați acum de la sănătate, 230 de milioane de euro, vor putea fi recuperați prin intermediul altor linii de finanțare pe care România le poate accesa până în 2029. Toate acele ambulatorii care nu se termină din port 2014-2020, prin etapizarea lor și transferul în programul operațional de sănătate, vor avea ca termen de realizare 31 decembrie 2029. În total sunt peste 2,1 miliarde de euro din care se mai poate recupera prin împrumuturi doar puțin peste jumătate, adică 1,3 miliarde de euro. Restul banilor, 700 de milioane, se vor pierde, spun autoritățile. Putem să recuperăm acei 740 milioane? Exclus. Nu avem cum. Termenul e foarte strâns, 31 decembrie 2023, pentru a mai discuta de banii care îi avem în politica de coeziune 2014-2020. Din primul exercițiu financiar 2014-2020 alocat țării noastre au rămas necheltuite 10 miliarde de euro. Banii mai pot fi cheltuiți doar până la finalul lui 2023. Pentru a-i accesa și pentru a recupera din banii tăiați din PNRR, autoritățile ar trebui să implementeze proiectele în cel mai scurt timp. România poate să vină mult mai repede să spună eu vreau să înlocuiesc banii respectiv cu împrumuturi, vreau să înlocuiesc banii respectiv cu bani din fondurile structurale. Există opțiuni alternative, trebuie doar să știm foarte clar ce vrem și să adaptăm respectivele proiecte. România mai poate să atragă încă 52 de miliarde de euro din fonduri de coeziune, bani aferenți exercițiului financiar 2020-2027. Evoluția tehnologiei a schimbat modul în care sunt realizate lucrările din construcții. Sunt folosite scanere 3D sau drone. Orice construcție are și o replică digitală, iar în Statele Unite au apărut deja utilajele electrice. La noi lucrurile sunt încă la început. Noile tehnologii sunt folosite pe șantierele celor mai scumpe construcții, iar muncitorii au nevoie de educație digitală. Există însă și construcții inteligente și la noi. Stadionul echipei Rapid București este un exemplu. Stadionul din Giulești are o replică digitală, o machetă 3D care a fost construită după ce a fost măsurat solul cu ajutorul unor drone. O tehnologie folosită în construcția autostrăzilor din multe țări europene. Laserul dronei poate pătrunde prin munți, dealuri sau păduri și este extrem de precis. Noul stadion al echipei Rapid București a fost inaugurat în primăvara anului trecut. 2 ani a durat reconstrucția totală a arenei din Giulești, un proiect pentru care au fost folosite tehnologii de ultimă generație. Au fost montați, de exemplu, plus sute de senzori care monitorizează și acum, în timp real, stadionul. Orice modificare adusă construcției din diverse motive este observată imediat. Aici, în spatele nostru, avem o cutie în care se adună informațiile din toți senzorii de pe stadion. Știm
ce abateri are, cât de mult se lasă, cât de mult se tasează, dacă sunt mișcări ale pământului și așa mai departe. Și în caz de cutremuri sau de orice mișcare, să avem în timp real date și să știm practic ce decizii să luăm. Se lucrează și la instalațiile clădirilor din București. Constructorii pun în practică diverse soluții sustenabile care vor reduce costurile de întreținere a locuințelor. Pe acești șantieri din zona de nord a capitalei sunt instalate, de exemplu, pompe de căldură. Se produce astfel energie printr-un schimb de căldură cu pământul. Prin aceste conducte aducem traseele în distribuitoare. Din acest punct urmează să intrăm în subsolul imobilului. Acolo vom face, de fapt, o instalare a unor echipamente speciale cu agent frigorific și acolo se produce schimbul de căldură efectiv. Și acum asta se întâmplă încă dinaintea fundației? Da, practic înainte de a începe fundația, în zona exterioară fundațiilor, am forat aceste puturi de mare adâncime, 120 de metri adâncime. Nici utilajele din construcții nu mai sunt aceleași. Au fost lansate deja modele electrice care îi ajută pe muncitori să reducă nivelul de dioxid de carbon produs pe șantiere. Sunt folosite în New York, acolo unde sunt construite unele dintre cele mai înalte clădiri din lume, o metropolă în care sunt testate cele mai noi echipamente și idei din domeniu. Subiectul este prezentat pe larg sâmbătă de la ora 10 la emisiunea I Like IT. La apelul diferitelor organizații sindicale, sute de mii de manifestanți au ieșit în stradă în toată Franța într-o nouă zi de mobilizare împotriva reformei care crește vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani. La Paris, tensiunile și incidentele nu s-au lăsat așteptate. Primele incidente au izbucnit în dreptul restaurantului La Rotonde pe bulevardul Montparnasse. Zeci de turbulenți îmbrăcați în negru au aruncat tot felul de proiectile improvizate asupra scutierilor. La Paris s-au mobilizat, potrivit sindicatelor, 400.000 de oameni. Pentru creștinii catolici din întreaga lume, astăzi este Joia Mare sau Joia Patimilor. Papa Francisc a oficiat slujba la Catedrala Vaticanului și a participat la ceremonia ritualică a spălării picioarelor pentru 12 deținuți de la o închisoare pentru delicvenți juvenili din apropierea Romei. Este comemorarea gestului de umilință făcut de Iisus înaintea cinei cea de taină din noaptea de dinaintea răstignirii pe cruce, potrivit tradiției creștine. Suveranul pontif, care are 86 de ani, pare să-și fi revenit după o bronșită rebelă care l-a ținut 4 zile în spital săptămâna trecută. De astăzi și până duminică, toți creștinii catolici comemorează perioada dintre arestarea Mântuitorului și învierea din Duminica Paștelui. O pisicuță a dovedit în direct că are talent la sărituri. Bine antrenată, probabil, ea a sărit fără emoții pe umerii prietenului ei și părea că îi spune ceva la ureche. Unde au fost surprinse aceste secvențe amuzante, aflați după o scurtă pauză. La grădina zoologică din Londra, doi tigrișori de Sumatra, o specie extrem de rară, au fost prezentați publicului. Născuți în ianuarie, puii au fost ținuți departe de ochii lumii până acum, când îngrijitorii s-au asigurat că sunt puternici și pot zburda liniștiți pe afară. Sunt femele și pline de energie, au chef de joacă toată ziua sub atenta supravegherea mamei. Specialiștii bănuiesc că doar 350 de tigri de Sumatra au mai rămas în sălbăticie. Iar o pisicuță fără trac a executat perfect o săritură în direct și a ajuns pe umerii unui imam chiar în momentul solemn când bărbatul conducea rugăciunea nocturnă de Ramadan într-o moschee din Algeria. Trecem la știrile din sport alături de Corina Caragea. Bună seara, Corina! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Ofertă neașteptată pentru Pițurcă este pe listă cu Mourinho. Dan Petrescu și-a dat nota 10 și vrea la națională ziua și medalia de aur pentru fenomenul Popovici. Și real campioană la dans după 4-0 cu Barcelona. Vedem totul imediat la sport! Pițurcă pe aceeași listă cu Mourinho. E dorit de naționala care a produs surpriza la Mondial. Chemat înapoi la FCSB, Kipciu e aproape de primul trofeu cu U Cluj. Nu vrea pe CFR în finală. Mitriță mai tare ca Ronaldo. A marcat în derbiul dintre Rădoi și Șumudică. Cantonament cu ouă roșii și cozonaci. Dinamoviștii fac orice să câștige derbiul cu Steaua de Paște. Real Madrid a fost galactică pe Camp Nou. Liber la distracție după 4-0 cu Barcelona.
Zăpada așteptată de Crăciun a venit înainte de Paște. Moldova e sub cod roșu, iar fotbalul e în pericol. Surpriză pentru Cristina Neagu. Puștii Minune din Pitești pregătesc robotul Neagu. 17 ani de la sfertul UE Fantastic, cea mai tare urare primită de săpunarul în Giulești. Pentru o zi chiar s-a făcut sport la Ministerul Sportului. Novak era să facă prăpăt la birou. Și chinezoaicele o invidiază. Eliza Samara a câștigat Champions League pentru a patra oară. Cazul Bricheta din Olanda a vărsat sânge pe teren, derbiul oprit de două ori. Și s-au aliniat planetele la golf într-o zi cu 5 lovituri istorice. Ce vreme avem în weekend, ne spune Busu. Bună seara, Busu. Bună seara, Oana. În weekend, hai să zicem că ar fi mai bine, dar în noaptea asta nu e prea grozav. Avem un cod portocaliu, iată-l aici, până în seara aceasta la ora 10. Vorbim despre ninsori viscolite, destul de tare, 65 de km pe oră, și acolo unde este cod galben, tot așa, mai ninge puțin tel și vântul mai bate destul de tare. Aici, în partea nord-estică a Moldovei, după ce expiră codul portocaliu, se transformă în galben și va fi pericol de polei. Dar în weekend se mai îmbunează vremea și o să fie mai bine, se mai și încălzește, e bine. Vă să mulțumesc, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea, las fierbinți și șef sub acoperire. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară minunată tuturor!